mic, aveam... problema asta înainte de culcare, că nu puteam să închid ochii și să mă culc. Aveam senzația că dacă închid ochii, or să înceapă să se prindă tot felul de oameni decedați prin camera și or să se uite la mine sau or să-mi facă chestii, or să mă atingă, or să se aplece deasupra mea și când o să deschid ochii, or să fie acolo. Nu îmi imaginam niciodată că mi-ar face ceva grav, dar era suficient să-mi închipui prezența lor, încât să nu mai pot să închid ochii să dorm. Că nici cu ochii deschiși nu era prea bine din cauza lumii stinse. În întunericul ăla era foarte simplu să încep să-i văd pe bune pe toți oamenii ăștia. Începea simplu, cu o mânecă care apare de după ușă și apoi dispare. Probabil că mi s-a părut, mă gândeam și mutam privirea în altă parte, simțind imediat că mi-a scăpat ceva vital, că de fapt mâneca era acolo. Așa că mă întorceam la ea doar ca să o văd din nou cum dispare. De data asta nu mai luam ochii nicio secundă. Așteptam insistent să se arate, dar eram obosit și privirea îmi scăpa odată cu vreun gând spontan sau vreun sunet minor într-un alt colț al camerei. Și încă o dată același traseu, doar ca să o văd cum dispare și doar ca să mă conving apoi că mi s-a părut. Asta dura în jur de 2-3 ore, până când adormeam epuizat de la toată vânătoarea. Probabil că am făcut asta timp de 6-7 ani, în fiecare noapte în care nu eram suficient de epuizat, încât să adorm pe cum mă pun în pat. Devenise palpabil. Îi simțeam prezența, dar nu-l vedeam, nu-l cunoșteam și asta mă făcea să mă tem foarte tare în continuare. Până într-o noapte, pe la vreo 12 ani, eram foarte obosit. Venisem de pe un traseu de 16 ore și îmi doream foarte tare să dorm. Ultimele 4 ore de coborâre doar asta am visat. Cum mă arunc în pat, închid ochii și mă culc. Numai că ajuns în pat nu puteam să-i închid. Eram epuizat, dar îl simțeam în cameră și chiar dacă devenise cumva familiar, mi-era imposibil să-l ignor și să mă culc. Așa că din nervi și epuizare și din dorința disperată de a dormi în fiecare noapte de atunci încolo fix când vreau și așa cum vreau, am decis să văd și eu întregul din care face parte mâneca asta. Așa că am început să-l construiesc. Întâi am închis ochii pentru o secundă ca să pot să mă concentrez. Și când am deschis, era acolo. Mai departe a fost ușor. I-am închis din nou și când am deschis, apăruse și umărul. Încă nu-i vedeam mâna sau pielea, în orice caz, dar mi-am dat seama că am intuit bine în tot timpul ăsta. Stătea cu spatele. I-am închis din nou. Jumătate din spate și puțin din gât și, în sfârșit, pielea era negricioasă și cu un luciu bizar, așa, ca de șarpe. I-am închis din nou. Speram să-l întorc cu fața spre mine, dar nu am reușit să-i văd decât puțin din urechea care de la depărtarea asta părea mușcată. Am închis ochii și când am deschis, nu mai era acolo. Am răsuflat ușurat și abia am adormit. A doua zi m-am trezit nerăbdător să vină vremea de culcare. Când a venit, am repetat exercițiul. Am făcut asta în fiecare noapte, câteva luni, încercând în fiecare seară să-l întorc cu fața spre mine. Până când adormeam epuizat, ca înainte.
Diferența era că nu mai eram deloc speriat. Îmi plăcea. Dar mă frustram că nu se întoarce spre mine. Așa că a devenit jocul meu preferat. Nici măcar nu mai conta dacă era sau nu ora de culcare. Am început să-l fac când mergeam pe munte, la urcarea prin pădure, prin desișul de copaci incredibil de ușor să începi să vezi orice, mai ales când ești singur cuc. Apoi la școală. Stăteam în ultima bancă și îmi imaginam întotdeauna într-una din băncile din față, cu spatele la mine, atent la tabla. Dar știam că e cu gândul la mine. Apoi am început să fac asta peste tot. Mai ales unde erau grupuri de oameni. În autobuze, la meci, la teatru. Am început să caut mulțimile în care să-l ascund. Asta fac și acum. Nu e niciun loc în care să nu-l duc cu mine. Care să nu încep să deslușesc la un moment dat între alte două corpuri străine. Întâi mâneca, închid ochii, îi deschid, apoi umărul, îi închid, îi deschid, gâtul, îi închid, îi deschid, capul, părul, peste tot unde sunt, e și el. Stă cu spatele, dar se gândește la mine. Scandal. Mi-e frică de topuri. Mi-e frică
frică de nichel. Mi-e frică de cancer. Mi-e frică de cancer. Mi-e frică de cancer. Mi-e frică de cancer. Mi-e frică de strănut. Mi-e frică de cai morți. Mi-e frică de deadline. Mi-e frică de depresie. Mi-e frică să nu pierd tot ce am. Mi-e frică de scheleți. Mi-e frică să nu mor spontan. Mi-e frică de surprize. Mi-e frică de fantome. Mi-e frică de simptome. Mi-e frică de acid. Mi-e frică de biserică. Mi-e frică de butoane. Mi-e frică de Dumnezeu. Mi-e frică de ace. Mi-e frică de sânge. Mi-e frică de albine. Mi-e frică de derivă. Mi-e frică de extraterestri. Mi-e frică de mizantropie. Mi-e frică de dentist. Mi-e frică de autism. Mi-e frică de vom. Mi-e frică de mediocritate. Mi-e frică să nu mi se atingă picioare. Mi-e frică de post negru. Mi-e frică de sex fără șosete. Mi-e frică de copilul meu. Mi-e frică de urticarie. Mi-e frică de nesimțire. Mi-e frică de buline negre. Mi-e frică de mamă. Mi-e frică de mesaje. Mi-e frică de găuri. Mi-e frică să trec strada. Mi-e frică de pedepse. Mi-e frică de zombi. Mi-e frică de algoritmi. Mi-e frică cu oameni. Mi-e frică de egal. Mi-e frică de mixer. Mi-e frică de aștept de oameni de zăpadă. Mi-e frică de ieri. Mi-e frică de foame. Mi-e frică de cine mai deștept. Mi-e frică de binoc. Mi-e frică de corpul meu. Mi-e frică de anevrisime. De apatie. Mi-e frică de lună plină. Mi-e frică de spații. Mi-e frică de trifaz. Mi-e frică de responsabilitate. Mi-e frică de caz. Mi-e frică de ce am făcut. Mi-e frică de vani. Mi-e frică de șef. Mi-e frică de ultima zi. Mi-e frică de lift. Mi-e frică de bombe. Mi-e frică de șanțe. Mi-e frică de oi. Mi-e frică de orbi. Mi-e frică de uși. Mi-e frică de zi. Mi-e frică de cine ar putea fi în spate. Mi-e frică de avioane. Mi-e frică de bărbați mai puternici decât mine. Mi-e frică de țigle cădere. Mi-e frică de bărbați mai deștepți. Mi-e frică de țară, mi-e frică de treabă, mi-e frică de femeie, mi-e frică de droguri, mi-e frică de ce sunt în stare, mi-e frică de... Mi-e frică de teză, mi-e frică să mă duc la vulcan, mi-e frică că mă înșală, mi-e frică de șoareci, mi-e frică de cadavre, mi-e frică de vecinul spânzurat cu boscările în fugă, mi-e frică de lup, mi-e frică de frig, mi-e frică de sunete ascuțite, mi-e frică de pedeapsă, mi-e frică de laptop, mi-e frică de ce cred oamenii despre mine, mi-e frică de cântul, mi-e frică să mă uit în telefon și ascuși în tomeloane. Mi-e frică de un topor deasupra capului. Mi-e frică de subsoluri. Mi-e frică să plec acasă singur. Mi-e frică de apocalipsă. Mi-e frică să adorm doar eu cu mine. Mi-e frică de pozele nopți de liceu. Mi-e frică să mă trezesc în mijlocul nopții doar eu cu mine. Mi-e frică să mă uit în jos. Mi-e frică să mă trezesc dimineața doar eu cu mine. Mi-e frică să mă mut. Mi-e frică să mă trezesc încă cineva lângă care nu mai vreau să dorm. Mi-e frică de nămeți. Mi-e frică de viol, frică de canal, frică de rușii, frică de pisica mea, mi-e frică de religie, mi-e frică de oameni cu pluga pe ochi, mi-e frică să nu cal pe ceva zi, mi-e frică de apă. Mi-e frică de apa din întuneric. Mi-e frică de întuneric. Mi-e frică de întunericul din apă. A 100 oară. A 100 oară. Prietenii mei goi în apă și un fraie pe mare. Ăla sunt eu. Mi-e frică de alge. Șalupa e plină de alge. Pe glezne am alge. Miroase alge. Un salvamar și o șalupă. O dimineață cu soare. Nu m-am dus prea departe. Sushi. Îmi place sushi. Mi-e frică de mâncarea plictisitoare. E blond și fibros, lucește în soare. Și vesta miroase alge. Șalupa e plină de alge, pe glezne am alge, miroase a alge. Mi-e frică de viața mea plictisitoare. Nu am mers prea departe, sunt valuri azi atâta tot, nu mi-e frică de valuri, știu să mor. Mi-e frică de moartea mea plictisitoare, mi-e frică de viața de după plictisitoare. Mi-e frică că nu mai e nimic după moarte.
către extinție. Individuală. Colectivă. O zi de marți în centru, cu un cappuccino în față. Un sunet scurt. Ceva căzut din cer. Priviri care se întâlnesc cu groază. Sper să rămâneți cu mine până la sfârșit. Un sunet scurt și ascuțit. Nu ne-a trecut prin cap. Nu ne-am gândit. O zi de marți. Și apoi fugim. Mi-e frică de alergătură. Mi-e frică să conduc. Eu n-am carnet. Luați-mă și pe mine. Vă rog eu frumos. Eu n-am carnet. Un autobuz de salvare pentru o moarte colectivă. Așteptați la ei și trebuie să vină. Mi-e frică. Te țin eu. Te ținem noi. Mi-e frică să mă țină. Nu cred în colectiv. Nu cred în împreună. Nu-mi ținut de mână. Mă cac pe ea de moarte. Mi-e frică să mă cac pe ea de moarte. Mi-e frică să vorbesc urât. Mi-e frică să nu se împlinească. Pauză. Vreau o pauză. Mi-e frică să iau. Pauză! Vreau o pauză! Mi-e frică de migdale. O intoxicație colectivă cu arsenic într-un cămin de larte. Part sânge scurs și oaie și oaie. Mi-e frică să pășesc în baie. De azi niciodată, absolut niciodată, nu mai pășesc în baie. De azi mi-e frică de a piși pe pereți. Pereți de scară, pereți de bloc, pereți de mol, pereți de școală, pereți între pereți, cavou, mormânt, piatră funerară. Mi-e frică de moartea moartă, mi-e frică de moartea vie, să nu vie, să nu vie. Prietenii mei goi în apă și un fraier pe mare, ăla sunt eu. Mi-e frică de corpul meu, am un furuncul în fund cât o babă de fasole. Sistemul meu de credință e o minciună, acțiunile mele de fiecare zi sunt o minciună. Tot ce sunt poate fi dărâmat, contestat, îngropat. Îl verific în fiecare dimineață la tur să văd cât a mai crescut. Mi-e frică că într-o zi va fi mai mare decât mine. Tot ce sunt poate fi ușor reprodus de un comedian de mâna a doua. Mi-e frică că într-o zi mă va da afară din corpul meu. Azi mi-am sunat proprietarul să-i spun că nu am cu ce să-mi plătesc chiria. A râs scurt și a zis, nu-i nimic, plătești dublu luna viitoare. Îmi place, e genul ăla de tip. Ăsta nu e fetișul meu. Un metal rece coboară dinspre buric. O foarfecă de grădinare a apărut din senin pe noptieră. Eu sunt un tip plictisitor. E genul ăla de tip. Îmi place sexul simplu. Dușmanul nu e niciodată înăuntru, ci în afară. E genul ăla de tip. Dușmanul nu e niciodată în afară, ci înăuntrul meu. E genul ăla de tip. Dușmanul nu e niciodată înăuntrul meu, ci într-un animal. Cu coarne, bățuc, scaune, picioarele păroase. E genul ăla de tip. Dușmanul nu e niciodată înăuntrul meu, ci într-un animal, într-un cal de lemn cu bombe amețate de picioare, gata să ne hațe, gata să ne disturbe, gata să ne alunge. Nu, dușmanul nu e niciodată înăuntrul meu. E mai degrabă înăuntrul unei femei. Alegerea greșită, femeia greșită, ovulul greșit, copilul greșit, venit la devreme, venit prea târziu, în fine. Nu, dușmanul nu e niciodată înăuntrul meu, ci atașat de mine. Acest ambigu și de neînțeles aparat reproducător îl țin ascuns de cele mai multe ori. În acest spectacol, s-ar putea să-l scop la un moment dat afară. Atașat de mine. Acest ambigu și de neînțeles aparat reproducător a dat în ultima lună 34 de rateu. 6. Cel mai frică mie. Sper să rămâneți cu mine până la sfârșit. Cel mai frică mie. Cel mai frică mie. De când o să uit. Atunci o să vrei să mergi cu mine la baie? O să vrei să mă iei de mână să mergi cu mine la baie? O să vrei să mă iei de mâna pe care deja am dus-o în pantaloni în momentul în care mi-am dat drumul? Pentru că nu înțelegeam ce s-a întâmplat. Pentru că am uitat. Pentru că am uitat ce e litigul ăla cald care se scurge pe picioare. Atunci, o să vrei să mă iei de mână, să mergi cu mine la baie, să-mi arăți cum se face? Nu! No. Chestia
chestia asta cu grădinăritul, pur și simplu nu e stilul meu. Te plimbi, să zici. Te plimbi prin pădure. Pentru că e o seară plăcută de octombrie, am mai rămas puțin din suflul cald al verii. Mai ales la apus. Pentru că e apus. Mereu e un moment bun să te plimbi la apus. Și te plimbi. E liniște. Atât de liniște cât poate fi într-o pădure. Și soarele se mai vede puțin, foarte puțin. Își mai aruncă doar aici colo câte o rază printre crengi. Ea se duce până pe pământ și lasă o dâră pe stratul de frunze uscate. O dâră caldă. Și tu asculți cum se aud pașii tăi, cum trosnesc frunzele subit. Și te gândești că până la urmă a fost o idee bună, chiar dacă la început ți-a fost frică, chiar dacă la început ai ezitat. O plimbare de unul singur prin pădure nu e chiar cel mai firesc lucru. Nici cel mai la îndemână. Nici cel mai lipsit te primești, dar ai pornit pur și simplu, ai zis pas la toate gândurile tale nasoale și ai pornit și uite, ești în pădure. Te plimbi de unul singur prin pădure și te simți bine. Și îți asculți pașii. Noțiunea asta de a fi martor la ceva. Până când ți se pare? Da. Doar ți se pare. De a fi prezent la ceva foarte nasol, fără voia ta. Mai mergi puțin, cu siguranță că doar ți s-a părut. De a te găsi pur și simplu în situația de a fi părtaș la ceva foarte nasol, fără să te fi gândit la asta. E totuși ciudat la ora asta. Nu e ca atunci când ai lăsat gazul deschis și un bloc întreg a explodat din cauza ta. Poate că e mai ok să te întorci. Atunci a fost cu totul altceva. Atunci a fost vina ta. Dar de data asta... Mai bine uiți pur și simplu că ai fost aici și te întorci. De data asta te găsești pur și simplu în situația de a fi martor la ceva. La ceva la care dacă ai putea, ai refuzat să fii martor. La ceva la care dacă ai ști că urmează să se întâmple, ai fugi mâncând pământul. Cu părere de rău, vă ducem la cunoștință faptul că fiul dumneavoastră a fost abuzat. Vreau să pășesc pe piatra udă. Aruncat. Vreau să simt valul spărgându-se de buca mea. Vreau să stau pe spate în plută. Vreau să-mi dau jos slip în apă. Prietenii mei goi în apă sunt fraier pe mare. Mutilat, înrămat, dezgropat, descărnat, returnat, secționat, galopat, salvamar și o șalupă. Nivelat, ambalat. Hai că am prins ideea. Fiul dumneavoastră a fost uitat undeva pe un munte, într-o noapte, în frig și ceață. Ce nu m-am putut hotărâ niciodată e dacă vreau să fiu anunțat, știi, în caz că... De exemplu, într-un pat de spital. Un doctor pune o întrebare. Deconectare. 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 Sigur. În situația ta... Oricum, nu mai sunt prea multe lucruri de făcut. Am avut cu toții visul ăla în care încerci cu disperare să deschizi gura. Dar cuvintele nu ies. Ești mut. Complet mut. Acum, când ai cea mai mare nevoie să țipi. Când doctorul pune întrebarea la 2 metri de tine. Îți inundă din panul cavalul ăla pe care ți l-ai dorit. Dar tu ești mut. Complet mut. Un fraier într-un pat de spital se uită în sus. Senzația e similară cu pluta la sfințit pe mare și valul... Valul, sigur că poate să vină oricând. Și odată cu el și nelipsita teroare când îți dai seama că viața ta se dezice de tine. Mai știi pe cineva care s-a dezist de tine de curând? Mai știi pe cineva care s-a deconectat de tine de curând? A fost și atunci tot un fel de moarte. A fost și atunci tot un fel de val spontan. Toate orificiile ți-au fost inundate. A fost și atunci tot un fel de asfixiere.
toate le-au cedat pe rând și ai vrut cu disperare să mori. Ai vrut cu disperare să te deconectezi. Un țiuit. Un sunet scurt. Mi-e frică de sicriu. Că m-aș putea trezi nervin. Apropo de bad trips, am fumat odată un cui și nu mai înțelegeam deloc cum trebuie să respir. Inspir și expir. Inspir și expir. Am făcut tot ce mi-a fost în putință să nu fiu aici. Am întârziat cât de mult am putut. În săptămâna 42 i-au declanșat travaliul. Am simțit o pilulă lovindu-mă în creștet și asta a fost. Chestiile dinăuntru mamei au început să mă împingă. Vreau să mă dea afară, vreau să mă scoată cu cruzime prin gaură fix în ea. Chiar nu voiam să merg. În burtă era bine. Era cel mai bine. În apă e bine.
cel mai bine. E liniște. Auzi doar vag ce se întâmplă afară. Notele dezolante ale unui război civil de 11 zile în Yemenul de Sud. 10.000 de oameni. Cifre aproximative. Nava spațială Challenger spărgându-se mii de bucăți la 72 de secunde de la lansare. Încă 7 oameni. O acumulare de gaz metan făcând boom la mina Vulcan, lăsând în urmă 23 de oameni. Încă o explozie ziua următoare, 8 oameni. Auzi insesizabil aproape cum se ciocnesc între ele două trenuri undeva departe, într-o țară despre care o să vezi mai târziu că se numește Canada, lăsând în urmă alți 33 de oameni. Și apoi pe taică-tom, zicându-i maică de chestii nasoale. Apoi hotelul New World, prăbușindu-se peste alți 43 de oameni. Singapore nu e chiar aproape. Sau zborul mexican a Flight 940 izbindu-se de munte cu toți cei 167. La Bern a fost o discotecă din Berlin frecventată de soldați americani. Explozia din ea a omorât 3 oameni. Libia este acuzată, Libia este bombardată. 15 oameni. Totuși, cum plouă în Bangladesh, se aude destul de tare. Boabe de glindere din kilogram cad peste 90 de oameni. E doar aprilie. Aprilie 1986. Auzi doar vag. Accident nuclear Cernobâl. Femeie, de ce să mai aduci pe cineva pe lume? Normal că am protestat. Nu m-am întors cu capul în jos nici în ultimul ceas. Am stat țanțoși cu picioarele pe vesica mamei. Ea împingea disperată să mă scoată afară, iar eu mă împingeam îngrozit, din glezne înapoi. Are și acum o incontinență urinară destul de gravă. Așa-i trebuie oricui aduce pe lume pe cineva împotriva voinței lui. Într-un final mi-a făcut cezariană. Când am ieșit, când m-au scos, am ieșit într-o liniște de mormânt. Toată lumea a crezut că a murit pe drum. Ăsta a fost protestul meu mut. Singurul fel în care am putut să port doiul celui mai trist moment din viața mea. Momentul în care am venit pe această lume cu o frică teribilă de moarte! Ți-e frică de ceva acum? Acum? Acum. Da. Nu. Ți-e frică de ceva acum?
Acum? Nu. Tot nu? Nu. Nu. Da, nici mie. Mai stăm un pic. E frică că e din ce în ce mai cald. Asta în general, acum... În general e și acum, nu? Păi da, într-un fel, dar nu prea are consecințe reale asupra momentului. Sau are? Nu cred. Băi, s-a gândit totul? Nu. Acum, în momentul ăsta, nu. Fă-mă să-mi fie frică. Cum? Nu știu. Zii ceva sau fă ceva care să mă facă să fie frică. Despre cum o să stea așezat pe umeri capul tău de acum înainte.
despre cum o să arate fața ta de acum înainte, în momentul în care deschizi gura în funcție de ce dentist îți permiți. Despre cum o să privească ochii tăi de acum înainte. Despre cum o să ai mai multă grijă de acum înainte, indiferent ce urmează să faci. Alte consecințe sunt tăcute, lente, subtile, ca o izolare treptată. Întâi, din momentul ăsta, fiecare își aduce aminte pe rând că are ceva de făcut acasă sau în altă parte. Fiecare se cară pe rând cu un zâmbet. Dar e evident pentru toată lumea din cauza cui s-a spart gașca. Apoi de la următoarea întâlnire, la care nici măcar nu ești chemat, s-a stabilit în altă parte decât pe grupul vostru comun și ai aflat și tu de întâlnirea asta din greșeală abia după ce a trecut. Apoi, de pe grupul vostru comun, primești un mesaj de la unul dintre ei că grupul a fost spamat și trebuie șters. Apoi, o izolare treptată de apropiații voștri. Nu chiar oameni din cercul vostru, dar oricum oameni care se întâmplă să fie și ei uneori cu voi. Și acum au aflat și ei ce s-a întâmplat. Apoi de oameni în general. Alegi să te retragi tu singur, că ești sătul de toate căcaturile venite de la ei. Și te retragi. În camera ta, la masa ta, pe canapeaua ta, în mintea ta. Oh,
iepure alb și pierdut care se uită în gol. Mă numesc Romegilă. Am o ureche îndoită. Sunt penibil și prost. Viața de afară e prea mult pentru mine, așa că stau aici, rumeg. Mi-e frică și mă uit în gol. Orice, numai să nu mă transform înapoi în om. Terapeutul mi-a spus de la prima ședință că n-am nicio șansă și mi-a dat un voucher cu care să-mi cumpăr la reducere acest costum. Mi-a zis să mă concentrez, să vizualizez codița bufoasă din fund și să vă arăta și iepurile din mine. Și asta am făcut. Nu a durat mult. Câteva săptămâni de vizualizare continuă și într-o zi când am trecut prin fața oglinzii, l-am văzut. Întâi am crezut că mi s-a părut. Așa cum ai trecut toată prin fața ei, tot din greșeală, nu am vrut să premeditez nimic. Iepure, alb și frumos, toată splendoarea lui mi-a făcut cu ochii. Asta e un truc pe care îl știu tot de la terapeut. Dacă vrei să-ți dai seama că ceea ce vezi e real și nu doar o proiecție a minții, faci un gest cât de mic sau de scurt și dacă gestul ești în oglindă, atunci pe bune ești chiar tu. Dar m-am obișnuit. Iepurii, ca și oamenii, au capacitatea incredibilă de adaptare. Singurul lucru de care mi-e frică acum e să nu mă transform înapoi în om. Mi-e frică să nu trec din greșeală prin fața oglinzii, ca nu cumva să mă uit în ea și să mă fi transformat în om. Așa că stau aici. Dar la un moment dat toate astea se vor termina. La un moment dat o să mă ridic de pe canapea, gând cu morcovul de pământ și o să ies la lumină. Haide! Încredere! Trebuie să te împingi în mâini doar cât să ajungi în fund. Bun. Ai putea fi tentat să mai rămâi puțin așa ca să te uiți în gol. Pierzi timp. Pur și simplu pierzi timp prețios când toate astea s-ar putea termina foarte repede. Capul sus. Deja ești în fund. Acum tot ce trebuie să faci este să te ridici. Trebuie să-ți dai un impuls care să pornească din fund. Hop! Hai! 3, 2, 1, hop! Perfect! Ai reușit! Ești în picioare! Acum trebuie să faci un pas. Hai! Ridică piciorul! Sper să rămânesc cu mine până la sfârșit. Așa! Gândește-te cât de tare vrei să se termine tot. Așa! Și... 1 și 2 și 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 stop. Așa, ai ajuns la geam. Acum poți să-mi privești. Poți să-mi privești în gol pentru că este aproape ultimul lucru pe care îl vei vedea. Dar nu mult. Nu cât să te răzgândești și să-ți dorești să te întorci la canapea. Ai un scaun în fața ta. O pas sus un picior, o pas sus celălalt. E sus, ești foarte sus. Așa de sus n-ai mai fost în viața ta? Nu te uita în jos, nu încă. În schimb, poți să arunci rapid un ochi spre canapea. Atât. Și acum, deschide geamul. Așa. Acum trebuie să te urci pe perbalzi. Haide, în curaj. Distanța e mai... Hehehehe.
așa de rău. Nu, nu a fost. Putea fi mult mai rău. Ai putut? Am putut să-ți punem un supozitor. În cul! Sau să scrie pe tine cu țigara ceva umilitor. Sau să te pune să te mozolești cu o limbă de vacă. Sau să te punem să fuți un câine zodar, un câine prost și șoc. În cul! Sau să ne îmbrăcăm în salvamari și să-ți o tragem în șalupă. Da, n-ai avea unde să fugi, că nu știi să noți. Dă-i-ne catapoul și ai ajunge tot cu noi! Yes! Sau, am putea să spunem că ești un ratat! Da! Bine, asta ar fi dureros, doar dacă nu mai știu că ești. Dar nu știi că ești! Dar bine! Sau, să te lăsăm să mori pur și simplu de foame. Asta ar fi interesant. E ceva ce noi ajungem rar să experimentăm. Sau, pe respirătoare, pentru că nu mai rău. E mai rău! Hei, dar e mai rapid, mai rapid! Sau, ca să te pune să alegi între astea două variante. Ce zici? Sau, să faci experimente pe tine într-un laborator improvizat. De ce nu? Chiar aici! Aici! Și testăm! Sau să împrăștiem un zvon cum că ai făcut ceva foarte, foarte nasol în cur. Dar nu la mult să vină cineva după tine. Dar cum te aduce chiar noi în centru? Cu Uber! Nu cu 25! Am putea să-i scăm un război împotriva rasei tale și să-ți omorâm toată familia! Să-ți spute mama și soră! Și prietena! Mă rog că n-ai copii, că ar fi fost câteva lucruri! Da, mă rog că n-ai copii, că atât am fi luat copiii și am fi... Thank you.
pentru să rețină pe oricine, atât cât este nevoie pentru a-l face pe celălalt să înțeleagă suferința la care este supus, atât cât este nevoie ca să trezească un minim de compasiune în celălalt. În curând, oricine va avea dreptul să dețină pe oricine. În felul ăsta ne vom explica supărările, nemulțumirile. În felul ăsta vom pedepsi lipsa de empatie. Ne vom răzbuna lipsa de disponibilitate din partea celorlalți. Indiferența la decepțiile noastre, indiferența la nevoile noastre. În curând, violul, ca și orice alt act de molestare, va fi complet justificabil dacă vine în completarea unei nevoi chinuitoare de atenție, dacă vine în completarea unei nevoi primare neîmplinite din copilărie. În curând, oricine va avea dreptul să dețină pe oricine, la orice colț de stradă, să facă uz de armă dacă e nevoie, atât cât să nu omoare. Asta e singura condiție, în cazul în care cel pe lângă care a trecut inspiră orice fel de teamă, în cazul în care cel pe lângă care a trecut avea orice fel de caracteristică care poate să instige la frică. O mână țintă în buzunar, o privire care ar putea să ascundă un plan, o culoare anormală a pielii, un ochi care se zbate. Instigarea la frică va fi pedepsită tot prin privare de libertate și prin folosirea fricii ca instrument de pedeapsă. Cel care a indus frică va fi supus fricii în modurile cele mai brutale. Fiecare cetățean va avea pe lângă cartea de identitate un certificat de terorist care funcționează ca un permis pentru utilizarea forței, a violenței și a privării de libertate. Sper să rămâneți cu mine până la sfârșit. În curând, oricine va avea dreptul să dețină pe oricine, la vernisaje, la cinema, în săli de teatru. Oricine trece cu vederea obiectul artei, oricine nu e intrigat de ce e în fața lui, oricine nu face conexiuni, nu este iluminat și nu trăiește momente exaltante. Pentru că nu a fost atent, pentru că nu a înțeles. În curând, ne vom închide aici cu orele, până când fiecare va face din experiența asta lecția vieții sale. Până când artistul va primi asigurări clare că demersul său nu e inutil. Până când ce a spus va fi înțeles, demonstrat, aplicat, proslăvit.
rău ce s-ar întâmpla. Suntem pregătiți. Asta am muncit de când m-am născut. Asta m-a exersat în fiecare zi. Cu fiecare cric. Cu fiecare gând. Nu mi se poate întâmpla nimic. Pentru că ne-am antrenat destul. Ne-am proiectat în fața morții de fiecare dată când mi s-a dat ocazia. Ne-am însușit fiecare traumă pe lângă care am trecut. Ne-am însușit neajunsuri. Am flămânzit cu cel flămând. Am urlat odată cu părintele zdrobit de drama copilului pierdut. Ne-am îndrăzit cu cel chemat să recunoască cadavrul iubitului ucis. Am fost la gay parade și ne-am revoltat în sinea noastră la fiecare sărut, că nu înțeleg oamenii cum e cu acceptarea. Am parcurs mental fiecare accident de mașină pe lângă care am trecut. Am făcut roleplay la pacientul care se spate să-și prelungească viața de fiecare dată când a trecut pe lângă meu o salvare. Apoi de-a ruta neputincioasă care-l asistă. Apoi de-a ruta care nu mai are loc în salvare și trebuie să meargă la spital cu propria mașină. Doamne, cum ar fi să facă și ea accident? Atât cât ne-am putut imagina, citind articole sau plimbându-ne prin Auschwitz în excursii organizate. Unii mai curioși dintre noi au trecut și de partea cealaltă, întrebându-se cum e să te plimbi în uniformă prin infern. Istoria e generoasă. Prezentul la fel. Poți oricând să iei un bilet de avion spre un loc din care alții fug, ca să treci la cu totul alt nivel. E din ce în ce mai cald. Dar suntem pregătiți. Știm cum e să mor de căldură. Ne-am imaginat uitându-ne la filme cum ne târâm prin nisip însetați, mijind ochii împăienjeniți la oase inexistente. Am tânjit după apă privind peștii zvârcolindu-se pe uscat, pentru că empatia nu se reduce la oameni. Nu! Exercițiul ăsta atât de mult. Nu poate fi mai rău de atât. Dar oricum, pește nu ai mâncat de atunci. În schimb, suntem pregătiți. Nu se poate întâmpla nimic. Nu mai e nimic de care să ne fie frică. Thank you.
va deschide ochii și se va simți ciudat. Se va simți ușurat. Atât de ușurat, că salteaua nu va mai lua nicio formă sub el. Ca și cum n-ar fi acolo. Se va panica la început. Apoi, va decide să-și mai acorde un timp. Un lucru de asemenea greutate nu dispare așa, oricum. Un lucru de asemenea greutate nu dispare. Sper să rămâneți cu mine până la sfârșit. Își va spune că trebuie doar să mai aștepte un pic. Că în orice moment, de după orice colț, o să se ivească ceva. Ceva care să aducă sensul lucrurilor înapoi. Dar chiar și după un timp îndelungat de așteptare, nu se va întâmpla nimic. Niciun zgomot ciudat la care să presară, nici o umbră, nici o tăcere bănuitoare. Și cel mai rău, niciun gând care să-i ridice părul pe spate puțin, care să-l facă să vrea să rămână sub plapumă pentru tot restul zilei. Totul va fi liniștit. Își va imagina pe rând o umilință socială neîndurătoare, o tortură fizică de neînchipuit, o despărțire precedată de o trădare, o ratare irecuperabilă în carieră, o viață de înfometare, o viață teribil de plictisitoare, cancer, o genă dezagreabilă pe care o dă printr-o eroare mai departe, o calamitate, un sfârșit de viață trist, un sfârșit de lume, nimic. Nimic din gândurile care vor inunda mintea nu va mai însemna ceva. Se va întreba dacă s-a transformat în sfârșit în monstrul în care se gândea cu frică că se va transforma. Se va întreba de ce e în stare acum că nu mai simte nimic. Și vor veni din nou câteva idei, câteva gânduri destul de înfiorătoare. Și toate, absolut toate, implică prezența altor oameni. Dar nu, nici gândul că s-ar fi putut transforma în monstru peste noapte nu-l va face să-i fie frică în vreun fel, așa că va recurge la ultimul gest posibil. Se va îndrepta încet spre fereastră, gândindu-se la imaginea asfaltului venind cu viteză spre el ca să zdrobească și realizând că nici măcar asta nu-i dă vreun fior, o va lua la fugă și va sări prin geam fără să se mai gândească. Așa că singurul lucru care va durea cu adevărat va fi confuzia. Oamenii îl vor pune la loc pe picioare și își vor vedea mai departe de drum. Asta va dengi confuzia și mai tare. Nevenindu-i să creadă, va urca scările în fugă și va repeta gestul, dar chiar înainte de a ajunge la pământ, va fi din nou prins pe brațe. De o altă mână de oameni. La fel de vigilenți.
se va da jos năucit din brațele lor și va rătăci pe stradă, încercând să înțeleagă ce se întâmplă, de unde apar toți acești oameni cu tot cu brațele lor, gata să stea plasă căderii unor alți oameni. Dar, în disperarea lui de a da un sens lucrurilor, va vedea în depărtare un altul gata să sară de la fereastră. Probabil trezit din pat de aceeași lipsă de sens ca lui, golit de orice frică, pustiit de orice fior, un altul care încearcă să înțeleagă ce se întâmplă. Te țin eu. Se va trezi din senincă, strigă spre el și o va lua la fugă cu brațele desfăcute. Te ținem noi. Vor striga și alții după el, îndreptându-se cu aceeași coreografie stupidă. Foarte stupidă. Un fel de dans absurd pe care nici nu va ști de unde l-a învățat. Dar ziua asta va fi absurdă oricum. Și o ia în sus, la fugă, pe scări. Și restul își văd mai departe de drum. Inclusiv el pleacă mai departe. Nu mai e nimic de făcut aici. Va porni înainte, dar se va uita în urmă. Va ști ce urmează să se întâmple. Va ști că omul care tocmai a căzut pe brațe urmează să se arunce din nou. Exact ca el. Dar nu-și va face griji. Pentru că va ști. Se va uita în urmă. Și va vedea tot. Va vedea cum țâșnește pe fereastră și chiar înainte să ajungă la pământ, o altă mână de oameni îl va prinde pe brațe și apoi îl vor așeza pe picioare. Și tot așa și el, neînțelegând ce se întâmplă, o va lua într-o direcție oricare, până când va vedea pe un altul departe la o fereastră. Își va da seama din poziția lui ce se întâmplă, din gesturile confuze și privirea pierdută. Își va da seama că e exact ca el și se va trezi din senin ca leargă. Te țin eu! Te ținem noi! Îl va prinde pe brațe și el, alături de ceilalți, fix înainte să ajungă, fix înainte să se spulbere tot. Și vor mai merge așa o vreme, fiecare cu drumul lui, neștiind exact pe unde s-o apuce, pentru că ziua asta va fi complet absurdă. Și lucrurile vor mai continua o vreme. Vor țâșni o vreme corpuri pe fereastră și se vor întinde o vreme brațe să le prindă, ca și cum aș ști dintotdeauna ce trebuie să facă. Nici unul nu va ezita și niciun corp nu va scăpa. Și apoi se vor liniști după o vreme, dintr-o dată, ca și cum toate viețile care ar fi putut să moară în acea zi ar sta una peste alta în siguranță, prinse în plasă. Nimic mai simplu. Și soarele va începe să apară, va trimite întâi câte o rază care va face un umb drept cu colțul unui bloc și se va reflecta într-o vitrină atât de tare că se va scufunda totul în lumină. Cetății noștri vor începe să lase moale pasul, rând pe rând. Vor începe să obosească. Ce dimineață absurdă! Uite că am ieșit în pijamale! Își vor spune. Și vor căuta privirea altor oameni. Și-o vor găsi, ca niciodată, peste tot și dintr-o dată, ochii familiari mijiți de soare. Și atunci, nu vor mai avea nicio îndoială. Asta e prima zi din șirul nesfârșit de zile în care nu ne va mai fi frică de nimic. Vreodată. Ți-e frică de ceva acum? Acum? Da. Nu. Ție? Nu. Ție? Thank you.